în acest an în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea lui Sergei Rachmaninov care este un compozitor um, extraordinar, a fost un interpret extraordinar, iar acest lucru se vede atât de bine în felul în care el scrie pentru orchestră, pentru fiecare instrument care ar putea să facă un concert întreg numai din partitura lor individuală. Sinfonia a treia a lui Rachmaninov, o sinfonie pe care eu am învățat-o fiind la pupitrul orchestrei din Philadelphia, care era și o orchestră care era foarte aproape de sufletul și de inima lui Rachmaninov. El, când s-a mutat în Statele Unite ale Americii, a creat această colaborare și această prietenie cu orchestra din Philadelphia, nu numai pentru că erau foarte aproape dar și din cauza că sunetul orchestrei din Filadelfia se potrivea cel mai bine cu muzica lui Rachmaninov. Și este o poveste mai ascunsă despre felul în care sunetul orchestrei s-a creat. Pentru că în sala de concerte unde cânta orchestra din Filadelfia, în Academy of Music, această sală de concerte extraordinar de frumoasă, dar care nu are o acustică foarte vie. De aceea, orchestra trebuia să creeze acustica de pe scenă. Și este foarte renumit um, sunetul pe care orchestra din Filadelfia l-a creat și continuă să-l creeze și astăzi, pentru că trebuiau să-l creeze mai profund. Adică, cordarii toți trebuiau să susțină sunetul mult mai lung, pentru că nu-i ajuta sala. Suflătorii de lemne, suflătorii de alamnă trebuiau să cânte mai rotund, mai cald, pentru a crea sunetul necesar. Iar acest motiv, pentru că sala nu-i ajuta, a creat de fapt acest sunet extraordinar de frumos și de catifelat. Rachmaninov s-a îndrăgostit de acest sunet și de aceea a colaborat foarte mult. De fapt, el a și înregistrat această simfonie a treia, iar apoi, de multe ori, când Ormandy, dirijorul principal al orchestrei, o dirija, Rachmaninov era în sală și o asculta. Eu personal am avut șansa să dirigez orchestra din Philadelphia și eu în această compoziție, iar sunetul pe care orchestra îl creează și astăzi este sunetul la care mă gândesc și visez de fiecare dată când văd numele Rachmaninov.